Bună seara! Seara aceasta, deși este o repetiție, vreau să discutăm despre subiectul următor. Despre o familie care la început se iubea. Un băiat, fată, împreună, până când într-o zi, la unul dintre ei, ni se termină mosorelul. După ce ni se termină mosorelul sau viața, cum îi spun ei, așa, trec la următoarea fază a vieții lor. Unul rămâne pe pământ, iar băiatul se duce pe lumea cealaltă. Ajungând suflet, ajunge la ușile raiului sau la intrarea în lumea cealaltă. Bun, și ajungem și auzim o ușă. Scârț! După ce a ciocănit la Sfântul Petru, cine e? Cine e? Cineva, uite, mă cheamă, uite așa, a murit, mi s-a terminat viața. Poftiți înainte, drept înainte, vă așteaptă gara. Pentru judecata de apoi, mai ales tribunalul, aici aveți un apartament și o căsuță, să fiți judecat fiecare zi. Veți fi chemat pentru faptele bune sau rele pe care le-ați făcut. După ce hai să-i spunem, termină judecata, unul dintre ei primește sentința pentru faptul că ai fost și în infern și în rai. Așa. Tu vei fi omul care va face punte între Eden și Purgatoriu. Pentru că iadul e în felul următor. Dar până acolo mai avem ceva de discutat. Bun, doamna a rămas pe pământ, între timp, rămasă singură, se căsătorește cu un alt băiat care, cumva înainte, îl iubea foarte mult să se căsătorească cu actualul defunct. Sau soț. Da? Și se recăsătorește. După nu știu cât timp, se întâlnește, cum să-i spun eu, soția ajunge din nou la ușile Sfântului Petru. Cioc, cioc, cine e? Uite, eu sunt. Poftiți! La judecata de apoi, la tribunal, aveți o căsuță aici, un apartament, vă prezentați între orele cu tare și cu tare. Între timp, moare și soțul al doilea, al ei, al femeii. Cine e Sfântul Petru? Poftește, ai un apartament, o casă, un tribunal mare, că toate cele, vei fi judecat pentru viața pe care ai trăit-o sau anterioara. Bun, cine e? Și tot așa. Până când într-o zi, cine e? Eu sunt. Păi, dar nu s-a terminat mosorelul, întoarce-te, știi? Cine e? Intră. Cine e? Intră. Între timp, după ce toți sunt judecați, ajung la sentința. În purgatoriu sau în Eden. Cei care pornesc și se duc spre Eden sunt rugați mai departe să meargă în stație pe peronul 1, că vor merge în Eden cu un tren ca la CFR. În peronul 2, pe peronul 2 în sens invers trenului care merge spre Eden sau în sus spre Rai, merge în jos spre iad sau purgatoriu. Sau unul merge în dreapta, unul merge în stânga. Bun. Și dacă tot merge unul în dreapta, unul în stânga, încep să apară și poveștile mai departe. Soția care se încurcase cu defunctul, dar s-a întâlnit cu al doilea defunct, a primit 100 de ani
în purgatoriu. Iar în al doilea an, al doilea soț a primit, hai să-i spunem, și el tot în purgatoriu. Acum, el, cum să zic, oarecum îi plăcuse soția celuilalt, dar avea o problemă, o ura de moarte. Și în momentul când ajunge și aude sentința, măcar se așează amândoi în tren, unul se duce spre Eden, dacă ar fi, cu un tren CFR cald, frumos, iluminat, ceilalți, ciu, 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 un trenuleț, ciu, 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 știi? Pe abur, băncuțe de lemn, ca la școală, și toate cele. Ciu, ciu, ciu și tot așa. Sau șu, șu, șu și tot așa. Măcar mă așez lângă tine că mă cunosc, știi? Decât să stau la cazan 100 de ani lângă cineva pe care nu-l cunosc și să zbier, mai bine stau lângă cineva, știi? Și acesta era purgatorul. Și unul primește 100 de ani pentru greșelile din viața trăită, altul 125 de ani din viața trăită. Și tot așa, și tot așa, până când într-o zi ajunge și primul soț, fiind pod printre cei care face legătura între Eden și Rai, și Purgatoriu. Și este în felul următor. Este rugat cei care își termină sentința să-i ducă în Eden și mai departe, și invers. Așa că vine prima dată cu trenul, ciu, 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 vede fosta soție alături un cazan cu smoală, alături de hai să spunem, de al doilea soț lângă ea, un cazanul cu smoală. Și încep, ei șoșoteau și nu știu ce, uită-l și pe nu știu cine, uită-l și pe nu știu cum, uită-l și pe fostul meu soț, nu știu ce, crezi că, soțule, când crezi că mai stau? Nu știu, nu pot să te ajut. Dar la ceas mai ai încă 30 de ani de stat. Ai grijă ce faci și ce țipi și ce urli, că satana are voie să-ți mărească penitența cu 25 de ani la fiecare greșeală. Știi? Și tot stătea, și tot stătea, și tot. Și la un moment dat, el, primul soț, mergea prin Eden. Aici aveți căsuță, muzică îngerească, dumnezeiască și toate cele și o auzeai. La, 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 ia, ha, ha, ha. Și jos îi auzeai cum zbioară și nu știu ce. Și începeai să auzi. Au, ce frige, ce mă frige și toate cele. Cât mai am de stat aici? Fac orice, îți dau și șpagă, după care satan începe. A, și șpagă! Încă 25 în plus. La fiertură în moală. Și tot așa, și tot așa. Și asta este viața noastră ca oameni.